Gata, băieți. S-a rezolvat. Un robinet spart pe care l-am reparat și un modul care l-am înlocuit. Mulțumim frumos. E ok. Aveam nevoie să începem să fie bine. Trebuie. Mersi. Pe data viitoare. Mersi, apreciem. O zi bună să aveți. Nici nu știam că plasma are robinet, da. E conducta care trece cu canalizarea cu apa și probabil de la robinetul spart. Băieți, da. Și nu uitați, dacă sunt probleme data viitoare, puteți conta pe noi, da? Da, vedem. Bine, mersi ciao. Mult. Pa. Cu, ciao, mersi. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Cenzurat. O emisiune în care umorul se construiește cu priceperea și cu seriozitatea cu care se construiesc autostrăzile. Mă, dar prin șarpele celălalt, boa, constructor, are cască. Are pe dracu să-l ducă din ce să aibă. No, deci mulțumim frumos, domnișorilor, mulțumim. Dar noi am muncit aici la drum, la autostradă. Am muncit cu sport, dar vedeți dumneavoastră... Am și ciocan. Nu se poate tot timpul munci, că e... Pe frig. Pe frig. Dacă e pe frig, nu poți, că nu se întărește betonul. O... Plouă. Dacă plouă, tot voi ziceți că de ce turnăm beton că plouă? Nu putem. Și dacă nu e frig și nu plouă, e... Pe cald? Pe cald. Să topește, tătătă, nu poți turna. O, ori nici așa, dar nici cum nu-i bine. E ca și emisiunea Cenzurat. Sau e sărbătoare. O, piduche tună Dumnezeu dacă lucrezi pe sărbătoare. Și-i Paști, Crăciun, îs Arhanghel Sfinț, îi Parascheva, Cuvinciun. Nu poți lucra. Nu vă supărați. Deci noi am face. Nu-i vina noastră. Genul programului epic. Cenzurat. Emisiunea care îl face pe dracu în patru, doar ca să vă simțiți voi, dumnezeiește. Dar văd că-ți plac jocurile de cuvinte așa. De cum să nu-mi placă, doar pot să le joc și singur. Apropo de singurătate, iartă-mă că-ți spun, dragă Tibi, nici tricolul ăsta nu te ajută deloc. Arăți exact ca o banană crescută în ferentari. Frățioare, mai bine crescută în feren Texas, unde bate soarele, decât coaptă în cala vaporului ca fructele de import. Tibi, așa e că tricoul ăla are un întrerupător de unde se stinge, nu? Nu spune că ăla e tricoul cu care și dormi. Că nu poți să dormi cu lumina aprinsă, serios. Iată principalele informații ale serii. Potrivit unui studiu al Universității Harvard, persoanele care nu dorm suficient de mult sunt predispuse la a-și înșela partenerul. Logic, atunci când ai dormit destul, normal că-ți vine să te culci cu cine apuci. Păi da, mă, e mai complicat. Da, că eu când mă duc la lucru, adorm imediat. Și când mă duc într-un bar, abia pot să adorm. Am insomnii. Sau să cauți chestii ciudate pe internet. Ai fost cu minte, băiețaș? Nu. N-am auzit? Nu, n-am fost. Și? Ce pățeți băieții care nu sunt cu minți? Bătăiță! Asta vrei? Ia zi! Tanti Viorica? Eu sunt tanti, v-am recunoscut după pata de igrasie din sufragerie. Sondaj. Ce fac bărbații după ce s-au culcat cu cineva? 5% și aprind o țigară, 5% se întorc cu spatele la parteneră și adorm, iar 90% se întorc acasă. Consiliul General al Municipiului București a votat o hotărâre conform căreia posesorii de câini care nu și-au declarat animalele riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Nu s-a precizat deocamdată ce amenzi riscă posesorii de lătrăi. Mirciulică, tu nu știi nici măcar să latri toti. Vrei să latri și toți ăștia care lătrați? Păi ți arată toti cum se latră, mă. Fii atent. Un nou trend circulă acum printre englezi, și anume dușul săptămânal. Adepții lui spun că un singur duș la 7 zile are mari beneficii asupra pielii, a părului și a uleiurilor naturale. Duș moldovenesc, Tibi. Ce e ăla? Duș moldovenesc. Când nu faci duș, te dai cu deodorant. No, păi așa înseamnă că există un moldovean în fiecare din noi. Mai era și dușul oltenesc, la Ligian. Comisia pentru revizuirea Constituției a adoptat un nou amendament prin care drapelul României va avea din nou stemă. O stemă cu de toate.
Antonia, splendida Antonia și Alex Vele au petrecut două nopți în același hotel din provincie. Nu vrem să facem niciun fel de speculații, dar credem că cei doi ar putea fi următorii Jay-Z și Beyoncé. Varianta low cost sau varianta pentru săraci. Până termină montajul ăia, nu o să mai fie împreună. Bă, eu de câte ori îl văd pe Alex Velea ăsta, am impresia tot timpul că cineva și-a pierdut maimuța. Serios, îmi vine să-l iau așa de mânuță și să întreb pe cineva. Mă, care ți-ai pierdut maimuca? Taci, mă, că o căutăm pe mami acum. Mă, acu' e maimuca, mă? Mă, taci odată, mă. Televiziunea Română a anunțat că nu mai dispune de fonduri pentru a organiza festivalul de muzică Cerbul de Aur. Cerb de aur ești tu cu tricoul tău și ar putea foarte bine televiziunea să te ia pe bani puțini. Bine că mă iei tu la bani mărunți pentru tricoul ăsta. Tibi, tu cu tricoul ăla ai vrut să dai la muscă? Un terorist islamist blindat cu explozibil a vrut să comită un atentat sinucigaș în Mali, însă a ratat momentul și a explodat prematur de unul singur. Sigur, teroristul a fost ăla care a explodat prematur de unul singur? Cum adică? Mă, n-ai vrea tu să te duci până acolo și după aia să vii înapoi, că eu tot vreau să încerc să fac o emisiune serioasă și tu tot îți bagi. No. În România a fost lansat primul manual de educație sexuală, Tibi. Pentru creștini, Tibi. Scris de americanul Scott Phelps. Manualul de educație sexuală pentru creștini, Tibi, se concentrează asupra beneficiilor abstinenței, Tibi. Creștinește vorbind, cea mai bună educație este ca omul să se dezobișnuiască să facă rău. Deci, educație sexuală este să te dezobișnuiești să faci sex. Pentru necreștini, educația sexuală este ca atunci când întrebi, scuză-mă, pot să te... Și aici o să scriem inoportunist. Mă gândesc că în aceeași colecție urmează să apară o carte de bucate ce se va concentra asupra beneficiilor postului negru. Auzi, de voi acolo la București mai și învățați? Sau stați stătuția pe calculator? România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de doctori la 1000 de locuitori. Asta e. Noi să fim sănătoși. N-are nimic. Mai puțin doctor dășpăguit, mai mult de investit în alcool ca măsură profilactică, că oricum dezinfectează. Ziceai ceva? Iartă-mă, n-am auzit, era galbenul prea țipător. Bob, nu te râde de Tibi, da? Tricoul ăla e singura lui lumină din viața lui sexuală, da? Prințul Charles a vizitat din nou zona Transilvaniei, având numai vorbe de laudă despre meleagurile noastre. De fapt, prințului Charles îi place atât de mult la noi în țară, încât pentru o vizită la noi e în stare să rabde și unele neplăceri, cum ar fi un tricou galben ispititor și țipător sau engleza lui Traian Băsescu. Frankly, my dear sir, I think it is quite unacceptable for a head of state to have such a poor and feeble grasp of the English language. I mean, I'm not saying that I could do much better, but I'm not a head of state. I work in construction. Do you know what I mean? No, Bitsukutie, of course I know what you mean. But the head of the state is a former navigator, kind of a sailor. Shapi, no, understand that speaks English. Cum poate, țuculaș? No, precisely. Ah, it's okay, api bine că e make understandable, it's no problem, api nu? Industria porno din Statele Unite este foarte interesată de ultima descoperire din domeniul IT, și anume ochelarii Google. Deși, mă gândesc eu, ar fi mult mai ieftin ca actrițele pur și simplu să închidă ochii. No, mă, cotă tu și auzi că ce și-o lua muiere mea, mă? Da, ce și-o lua? Și-o cumpărat de la umidificator. Și cum îl cheamă, mă? Guvernul Greciei ar putea legaliza în curând turnătoria. Auzind despre acest lucru, Dan Voiculescu și-a adus brusc aminte cât de mult îi place sosul tzatziki. Britanicii sunt din nou exasperați de hoții români. Aceștia din urmă se pare că au furat cabluri în valoare de 120.000 de lire sterline. A, de ce exasperați, mă? Să se bucure că țiganii ajută să se face tranzitul, să se face trecere mai ușor la wireless. Judecarea recursurilor în dosarul Zambaccean, în care este implicat Adrian Năstase, a fost amânat pentru data de 9 septembrie. Asta deoarece judecătorii s-au decis să numere ouăle exact în perioada în care se numără bobocii. Ok, bună, nu-i grozavă. Mie nu mi-ar fi rușine cu ea, de exemplu. De glumă vorbești? Da. Dar nu te uiți în oglindă să vezi dacă ți-e rușine cu tricoul ăla, așa-i? Mă mai lași o dată cu tricoul și cu glumele astea de semitont.
Semiton? Din nou avem parte de coincidențe, cenzurat Cârcotaș. Ultimele, sigur, pentru că ei au intrat în vacanță, iar când vor reîncepe sezonul, nu va mai fi valabil modelul luăm de la care nu-s cunoscuți, ca să nu bată la ochi. Taur, taur! Gemeni! Bla, 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 bla! Bla, 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 bla! Rac, cranț, cranț, cranț! Leul! Fecioară! Fecioară! Nu, niciun caz, ce o să zică mama? Ce mai șmechere din orașii sunt doamne Cârcotașii. Și zice lumea hoțu, găinușe și huidu. O familie din Canada s-a trezit cu un urs în mașină. Noroc că nu a uitat cheile în contact. Sunt urs altă și-a desper. Dă-i la inimă ce-ți cere. Un muzician excentric a transformat turnul Eiffel în instrument muzical, înregistrând sunetele produse de lovirea structurii metalice. Dunărea albastră, nu mai este albastră. Dunărea a atins un nivel record la Budapesta, iar digurile au rezistat grație eforturilor miilor de voluntari și militari. Rămâne de văzut cum ne vom descurca noi când va trece viitura pe la noi și ne va lua prin surprindere. Cât ești Dunăre de mare, ai Dunărea mea. Cât ești Dunăre de mare, ai Dunărea mea. Tu curgi liniștit în vale. Și n-ai nicio supărare, și n-ai nicio supărare, ai Dunărea mea. Dune, Doamne, Dunărea, să mă duc în Serbia, să trec vezina pe barcă, să mai fac și eu marcă. Vladimir Putin divorțează după aproape 30 de ani de căsnicie. Ne-am certat din nimic, amândoi fierbeam ca apa din ibric. Ca să ne împăcăm, am zis, hai să plecăm, să ne răcorim. Imagini istorice la Istanbul. Suporterii de la Galata, Fener și Beşiktaş și-au dat mâna la protestele împotriva guvernului. Ce băieți adevărat și pe unde ne-am găsit? Și tot aici avem doar o viață de murit. Indiferent dacă ești sau nu ești de acord, în seara asta am de gând să stabilesc un record. Un elan din Colorado, statul, nu gândacul, s-a îndrăgostit de o statuie de bronz a unui elan. O iubire imposibilă. Mircea Badea, om de personaj de televiziune ante, mă rog, nici asta nu-i că e antena. Mircea Badea, șervețel sanitar al lui Dan Voiculescu, a spus despre Moise Guran, a afirmat că este, citez, cea mai imbecilă formă de viață. Păi și te surprinde, ăsta ar fi fost în stare să-l înjure și pe Einstein, să-i spună că e supraapreciat și că e băsist. Dar vai! Dar vai, vai! Dar înainte de a vorbi despre acest lucru mai în detaliu, credem că ar fi potrivit să-i facem o prezentare acestui personaj, acestei chestii devenite mai nou foarte insalubre, ca să nu-i spunem chiar devenit gunoi, și anume Mircea Badea. Dar nu orice fel de prezentare, ci una în versuri, gen balada lui Badea. A fost odată ca în povești, a fost într-un studio,
ca slugă pentru voiculești, un tip într-un maio. Și era cazat la părinți și bun l-a făcut spume, scuipa pe oameni printre dinți, crezând că face glume. Din umbra tainicelor bolți, ale antenei trei, el mușchi și arată toți și mândru e de ei. Coboară în jos, varane blând, și fundul îl despică și lasă-te apoi spălat de limba lui Mircică. El asculta tremurător, blând ca un cățelandru, și se apropia de fund, lingușitor și tandru, trăind în cercul lui vulgar, cu gâdea și cu grecu, înjură ca și un birjar și face pe berbecu. În încercarea lui de a extirpa lumea de toate personajele care nu împart cu el admirația față de conducătorul suprem, Dan Voiculescu, Mircea Badea l-a făcut imbecil pe genialul Moise Guran. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, zicea Eminescu. Dar, bine, Badea nu vorbește în versuri și Eminescu nu avea de umplut o oră întreagă de în fiecare seară. E greu. Tragi, tragi, că d-aia e armă. E greu. Adevărul că e greu, Tibi. Eminescu nu știa cât de greu e să faci treaba lui Badea. E stresant. Și e normal ca după o vreme să înceapă să vorbească gura fără tine. E normal ca după o vreme c***atul pe care îl mănânci realmente în fiecare zi să-ți provoace grețuri și la stomac și mai ales la creier. Vedeți dumneavoastră, în ultima vreme a existat o influență de remarci speculative venite din partea lui Mircică. Acestea s-au impus pe fondul, pe fondul unei scădere a interesului populației față de retorica antibăsistă, motiv pentru care prietenul nostru a optat pentru o infuziune de capital flegmatic pe care l-a investit într-un portofoliu destul de larg. Vedeți dumneavoastră, pe bursa scuipaților, prețul a scăzut vertiginos în ultima vreme, astfel că Mircică le-a potențat tocivitatea, le-a făcut mai puternice. Și dacă stau bine să mă gândesc, întregul lui capital de simpatie se află acum pe un trend descendent, după cum a spus și Banca Națională. Și o să vedeți mai târziu, nici cu psihicul nu stă mai bine, nici psihicul nu este mai intact. Vedeți dumneavoastră, raporturile OEDP-ene pe care Mircică le are cu mamele fanilor lui pe Facebook nu reprezintă decât emergența unor mai vechi frustrări legate de o perpetuă insatisfacție pe plan amoros. Aceasta, coroborată cu șpagatul folosit ca modalitate de a-ți expune zona genitală, nu reușesc, din păcate, să compenseze pentru deficiențele la capitolul PIB, unde PIB este un acronim pentru individului Badea. Vedeți dumneavoastră, pentru că eu nu prea văd, vedeți dumneavoastră, prietenul Mircică are câteodată un exces de divagații atât de obscene, încât emisiunea lui ar putea la fel de bine să se numească Monologele Vaginului. Într-un interviu acordat de o anume femeie, vis-a-vis de relația sexuală cu un anume Mirciulică, femeia relatează: îl iubesc foarte mult pe Mirciulică, dar relația noastră e tot mai șubredă pe zi ce trece, pentru că sexual nu ne înțelegem nici cum. Tot timpul face același lucru. Nici măcar nu mă întreabă ce-mi place sau dacă îmi place ce-mi face. Și ca un câine îmi dă târcoale și-și tot bagă nasul în fundulețul meu. Eu nu știu cine l-a învățat asta. Și în timp ce face asta, în loc să-mi spună că mă iubește sau să-mi strige numele, el zice: iui, aici e mai fain ca la patronul meu, că e fundulețul mai ferm și miroase a levănțică. Și de la un halucinant trecem la altul. Pentru că statul Washington a legalizat consumul de marihuana în urmă cu 6 luni, câinii polițiști trebuie reantrenați ca să nu se mai agite în prezența marihuanei. Ca să-i liniștească instant, singura soluție ar fi ca polițiștii să le facă o doză de heroină. Le-ar da restart direct. Câinilor le este oarecum greu să se obișnuiască cu iarba verde de acasă, mai ales din cauza faptului că nu au degete cu care să-și ruleze și ei una mică. Nu-mi plac oamenii care iau droguri. Mă refer la polițiști, procurori, vameși. O altă problemă ar fi reconversia profesională a câinilor, care au acum tot mai mult timp liber. Care trece și de 7 ori mai repede la câini, știi? Că un an, 7 ani de... Din fericire există și o soluție. Explicațiile sunt de la tricou, așa-i? Simți nevoia să vorbești în plus. Ei, de asta e câinele cel mai bun prieten al omului.
De acum o să poată să te conducă acasă atunci când te-ai întins cu băieții la o bere. Asta numai dacă nu-i și el, chișcat. Chișcat? Am învățat un cuvânt nou. Astăzi mergem pe comandă. Ați cerut filmulețe, asta vă dăm. Vă propun două exemple de băieți rezistenți la durere sau, la fel de bine, rezistenți la inteligență. Care e mai tare? Ăsta? Oh! Oh my God! Oh, man! Oh! God damn! Sau poate ăsta. Green means go. Fuck! Pull my legs over! Fucking pull my legs over! Zach, help me now! Ați auzit de conceptul de piață mobilă? Știți ce este? Ba, pariu că nu știți? Pe mine mă macină nu cum reușesc să-și păstreze calmul piețarii după mai multe rabatări din astea. Sunt curios cum reușesc să interzică folosirea toaletelor din tren. Ne pricepe noi la ursării, dar să ne scoatem pălăria în fața acestui rus și a acestui urs. Sau invers. Urs cu rus. Da, Peste 4 milioane de vizualizări a strâns filmulețul cu masculul caprei braziliene. Masculau brasileu cap. Olha lá, rapaz, pegou, pegou, mãe, então. Pegou, cara. O amor à primeira vista. Ei bine, dragilor, până își va schimba Tibi lămâia asta acră de bumbac manelistic, căruia el îi spune tricou, noi luăm un scurt moment de publicitate. Publicitate după care ne întoarcem cu setul complet de instrucțiuni. Domnilor, nu pierdeți așa ceva. Cum să-ți bați nevasta? Rămâneți pe cenzurat să aflați cum să scaftești corect consoarta ca să te iubească în continuare și să o poți afișa în lume după o... Gata? Ai, du-te, du-te. Tibi, tu cu tricoul ăla nu poți să mergi la prostituate, că le faci geloase. Ba da, mă, de fapt, ba da, poți să mergi la prostituate, că nu o să trebuiască să le plătești. Ori să se bucure că le lași tricou.